De departe pare un castel din Paris sau din Salzburg, dar e cam tot ce a mai rămas de pe urma uneia din cele mai bogate familii pe care România a avut-o vreodată. Uite, Palatul Mihail. Constantin, tatăl, l-a făcut, Jean l-a preluat, Mihail e muzeul de artă din Craiova, acum aici. Puțină lume îi mai știe numele azi. În timpul marii crize economice interbelice, Jean Mihail a girat cu propria lui avere un împrumut de care România avea nevoie. Jean Mihail, cu averea lui, a salvat atunci economia țării. Uite, ăsta e palatul familiei Mihail din Craiova. Și în fața palatului, o să vă arăt imediat, e bustul lui Teodor Aman, celebru pictor. El și-a donat întreaga colecție de artă primăriei din Craiova. A donat-o statului român. Uite, ăsta e bustul lui Aman. Și Jean Mihail și-a donat întreaga avere statului român. El n-a avut urmași, prin testament a vrut ca statul să-i vândă pământurile, să vândă pământul țăranilor în loturi mici, la preț convenabil și cu banii obținuți statul să construiască școli, spitale, biblioteci. Așa a cerut testamentul lui Jean Mihail. Statul nu i l-a respectat. A rămas palatul ăsta în centrul Craiovei și amintirea uneia din cei mai bogați români.